Tone de gunoaie și chiar cadavre de animale au fost aruncate în Mehedinți, pe malul râului Motru. Asta într-o perioadă în care România riscă să intre în procedură de infringement pentru că este departe de a-și rezolva problemele cu depozitarea deșeurilor. Unde duceți gunoaiele? La groapa de gunoi. Unde e groapa de gunoi? Uitați aici. La primărie. Da. Aici aduceți gunoaiele mereu? Primăria aduce aici. Da, e groapă de gunoi aici. A, și primăria tot aceea le aruncă. Toată lumea aduce aici. Dar nu o să le depozităm în curtea acasă. În comuna Broșteni din Mehedinți, localnicii s-au obișnuit să arunce gunoaiele pe marginea râului Motru. În timp, zona s-a transformat într-un adevărat focar de infecție, iar cadavrele de animale zac în putrefacție alături de tone de deșeuri la doi pași de cursul apei. De ce malul Motrului este plin de deșeuri? Este plin de deșeuri. Cine aruncă acolo? Oamenii care stau pe lângă. Ce să facem? Asta e. Ați văzut mizeria? Da, am văzut. N-am fost acum, dar știu că se aruncă. E urât, e foarte urât. Nu e frumos. E bine să ținem curățenie, să fie bine. Dar cine le aruncă, doamnă? Nu știu. Nu știu. Oamenii sau chiar primăria? Nu cunosc, nu știu. Le văd și eu pe jos, dar nu știu cine. Primarul comunei se apără și spune că cei care aruncă gunoaiele sunt de fapt locuitorii și firmele din Gorj. Eu am fost ieri, de-am văzut. Ieri nu erau gunoaie. Vin oamenii cu căruțe, dar vin din partea Gorjului. S-au obișnuit acolo cărându-se gunoaiele de-a rândul timpului, o consideră o groapă de gunoi, dar nu este adevărat să fie o groapă de gunoi. Pus să comenteze imaginile, inspectorii de la Apele Române au rămas fără cuvinte. Da, într-adevăr, ceea ce îmi prezentați noastră aici este foarte grav, se văd depozitările necontrolate. Da, vom demara un control imediat în zilele următoare și vă vom ține la curent cu rezultatele acestea. Cine va suporta aceste sancțiuni? Primăria? În primul rând, autoritatea publică locală, care, conform legii, are obligația să gestioneze întreg teritoriul administrativ pe care îl coordonează și să verifice starea de salubrizare. Ultimul control desfășurat în zonă datează din primăvara anului trecut, dar inspectorii de mediu spun că la acea vreme nu au descoperit gunoiul.